Leo este un camion, vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Super camionul Leo este pe drum. Oare ce va construi azi? Vom vedea! Leo, ai nevoie de ceva din cutia de nisip? O găleată și o lopată. Să mergem! Descarcă elementele aici. Oh, acestea sunt elementele unei mașini de pompieri. Hai să o construim. Cabina și șasiul. Acum ușile. Un rezervor de apă. Compartiment pentru unelte. Să punem găleata și lopata aici. Știați că uneori pompierii sting focul cu nisip? Atașăm aripile, roțile, bara de protecție și farurile. Și un mecanism de rotire pentru scară. Dar unde e scara? Roboți, ați luat scara de pe mașina de pompieri? Ce e? Semnalizatoare? Avem nevoie și de ele. Leo, arată ca și cum semnalizatoarele ar fi niște coarne. Oh, unde ești? Aici ești. Hai să găsim scara. Unde ar putea fi? Ai observat-o deja? Nu? Uită-te mai bine. Este în spatele cutiei de nisip. Să punem scara pe mașina de pompieri. Gata! Și acum semnalizatoarele. Mașina de pompieri e gata. Să umplem rezervorul cu apă. Uite, stropește florile. Roboților, aveți nevoie de apă? Mașina de pompieri umple piscina cu apă. Rățuștele pot înota acum. Mașina de pompieri este tare utilă. Ha ha!
Super camionul Leo vă așteaptă la distracție! Zigalul de pluș e jucăria preferată a lui Johnny, dar poate fi și a ta! Abia așteaptă să meargă oriunde cu tine și mai ales să danseze pe melodiile preferate. Comanda acum! Va fi atât de distractiv! Leo, Leo, super camionul Leo! Semaforul din intersecție s-a stricat. Auzi cum claxonează mașinile? Nu pot decide cine să treacă primul. Salut, Leo! Avem nevoie de o mașină de poliție să ne ajute. Descarcă ce ai în spate. Hai să începem. Un corp albastru. Scaune albe. Un volan și un schimbător de viteze. Un grilaj și două bare de protecție. Un acoperiș alb, o capotă și un portbagaj. Patru roți. Două pe o parte, două pe cealaltă. Uși. Farurile din față și spate. Sirena și luminile de avertizare. Geamul din spate. Oh, Leo, unde este parbrizul? El trebuie să stea în față. Hai să-l căutăm. Oh, sunt o mulțime de geamuri diferite. Trebuie să o alegem pe cea potrivită. Pătrat? Nu. Rotund? Nu. Triunghiular? Nu. Avem nevoie de bucata asta de geam. Să punem parbrizul la loc. Mașina de poliție este gata. Bine lucrat, Leo! Mașină, este timpul să controlezi traficul. Oprește semaforul stricat. Atenție! Urmăriți mașina de poliție. Camioneta și decapotabila trec primele.
Acum taxiul și autobuzul. Excelent! Ce fel de mașină este în spatele lui Leo? O macara! Va ridica semaforul stricat din intersecție și îl va duce la reparat. Iar aici vom instala un semafor nou. Funcționează! Bună treabă, mașinilor! Leo, Leo, supercamionul Leo! Privește! Supercamionul Leo se plimbă prin locul de joacă. Iar aceasta e o stație de autobuz. Mă întreb ce va construi Leo astăzi. Leo, de ce nu descarci piesele? Hai să vedem! Leo, vei construi un autobuz? Ce frumos arată! Să începem cu scaunele pentru pasageri. Un rând, două, trei. Iar acum, panoul de bord. Și autobuzul are nevoie de un volan. Iar acum să-i punem și câteva roți. Una, două, trei, patru. Iar acum urmează ușile. Să îl echipăm și cu niște lumini, de frână și de semnalizat. Iată, sunt șase. Trei pe partea stângă și trei pe partea dreaptă. Să nu uităm și de luminile de întâlnire. Una în stânga și una în dreapta. Leo, dar lipsește ceva. Desigur, acoperișul! Dacă autobuzul nu are acoperiș, atunci pasagerii nu vor fi în siguranță. Iar când vremea va fi ploioasă, nu vor fi adăpostiți. Îl poți găsi, oare? Hai să-l căutăm! Nu pare a fi sub tobogan. Să mai căutăm! Se pare că nu e nici lângă balansoar. Iată, acoperișul este în groapa cu nisip. Leo, ești grozav! Ușurel! Acum hai să-l ducem înapoi la autobuz. Acum pune acoperișul pe autobuz. E pregătit! Felicitări, Leo! Autobuzul a ajuns în stație. Astăzi va transporta forme geometrice. Un paralelipiped.
un cilindru și un con. Atenție, se închid ușile! Drum bun, autobuzule! Minunată treabă! Pe data viitoare, Leo! Leo, Leo, supercamionul Leo! Iată, el e supercamionul Leo! Ce ai găsit, Leo? Să fie oare o mașină de curse? Unde te duci, Leo? Hei, aici erai! Camionul Leo vrea să construiască o nouă mașină! Vai, cât de multe piese! Leo, azi construiești o decapotabilă galbenă? Atunci să începem! Iată caroseria! Acum să-i punem banchetele, cea pentru pasageri și cea pentru șofer. Acum urmează panoul de bord. Să nu uităm de volan. Nici de uși. Una. Două. Ce frumos! Acum să-i punem și bara de protecție din față. Și mai este una, bara de protecție din spate. Iar acum să-i punem și roțile. Câte sunt? Una. Două. Trei. Patru. Sunt patru roți. Privește, avem și faruri. Acestea sunt cele din față. Două pe partea stângă, două pe partea dreaptă. Să întoarcem mașinuța, să le punem și pe cele din spate. Iată-le! În dreapta și în stânga. Îți place cum a ieșit, Leo? Dar lipsește ceva. Ce să fie oare? Haide, Leo, nu te da bătut. Leo, mașinuța noastră are nevoie de un parbriz. Să-l căutăm? Unde e ascuns? Nu pare a fi pe lângă balansoar. Nici aici nu pare să fie. Să mai încercăm. Uite, parcă văd ceva. L-ai găsit! Bravo, Leo! Să-l încărcăm și să-l ducem la mașina decapotabilă. Ușurel. Așa, să mergem! Ia să vedem, Leo. Pune-l la locul lui. Uite așa, grozav! Ce să fie oare? O întrecere? Ce frumos se joacă împreună! Mașinuța galbenă pare mai rapidă. Ai construit o decapotabilă pe cinste.
Pe data viitoare, Leo! Leo, Leo, super camionul Leo! Aceasta e o valiză. Robotul împachetează câteva lucruri. Vrea să călătorească împreună cu prietenii. Excelent! A încăput totul! Și acesta e trenul cu care vor merge roboții. Grăbiți-vă! Trenul pleacă imediat! Oh, trenul a plecat deja! Ați întârziat! Roboții sunt foarte supărați. Ce putem face? Salut, Leo! Îi poți ajuta pe roboți? Au pierdut trenul, dar își doresc foarte mult să plece în excursie. Îi vei ajuta? Ura! Oare ce a adus Leo de data aceasta? Un cadru albastru. Roți. Aripioare antinoroi. Două canapele și o masă. Wow! Și acum Leo pune o cabină cu geamuri. Și un acoperiș. Arată ca o rulotă. Acum să instalăm o ușă. Și o prelată. Gata! Leo, rulota nu poate merge singură. Avem nevoie de o mașină la care să o atașăm. Alegem împreună? Iar roboții vor sta înăuntru și se vor pregăti de călătorie. Cred că le place tare mult rulota, Leo! Oh, ai grijă, robotule! Leo a ajuns la garaj. Mă întreb ce fel de vehicule sunt pe acolo. Să vedem! O măturătoare... O autobetonieră. O mașină de pompieri. O furgonetă. O mașină de gunoi. Leo, la care dintre ele putem atașa remorca? Furgoneta? Hai să încercăm! Arată bine! Ura! Mulțumim, Leo! Pa, pa! Roboții pleacă! Pe data viitoare! Abonează-te la Ala Bala și urmărește toate aventurile supercamionului Leo!